Aceste petarde le auzim des pe stradă în preajma sărbătorilor. Ceea ce nu știm este că nu avem voie să le folosim, iar dacă o facem, putem să ne alegem cu dosar penal. După cum vedeți, acestea sunt F2, clasa 2, care sunt interzise pentru simpla deținere a acestora se poate întocmi dosar penal. Că nu avem voie să le aruncăm pe stradă? Nici să le dețineți. Nici cei care sunt autorizați să le comercializeze n-au voie să le comercializeze către alte persoane neautorizate. Cât de periculoase sunt, având în vedere că sunt foarte mici? Păi, una din asta, dacă vă poate pogni între degete, vă poate reteza unul sau ambele degete, depinde cum o țineți. Lângă ureche vă poate afecta simțul auzului, lângă ochi simțul văzului și oricum sunt destul de periculoase. Exact. S-a mai întâmplat accidente în anii anteriori, când una din asta aruncată la întâmplare a căzut în părul unei persoane de sex feminin și după ce a pocnit așa, i-a luat foc părul. Articolele pirotehnice sunt extrem de periculoase. În fiecare an s-au petrecut incidente. Aceste articole pirotehnice din clasele mai ridicate, să zicem, o să vă prezint și clasificarea acestora, pot ajunge în mâna unor minori și s-au mai întâmplat accidente, pot avea o explozie ori întârziată, ori inactivă și se pot răni la mâini, la ochi, la urechi, să-și piardă și simțul văzului sau la auzului, depinde și cum le țin. Sau se pot provoca diverse accidente mai mari, incendii de autovehicule, incendii de bunuri mobile sau imobile care sunt în apropiere. Polițiștii ne atrag atenția. Articolele pirotehnice se cataloguează pe trei categorii, de divertisment, de scenă și alte categorii. Cele de divertisment sunt F1, F2, F3, F4, clasele. Cei care folosesc aceste articole se pot alege cu dosar penal. S-a făcut o modificare printr-o ordonanță de urgență a Guvernului și persoanele inculpate pentru aceste fapte pot fi reținute automat și să obțină și mandat de arestare preventivă, cercetare făcându-se cu inculpatul în stare de arest. De pe 15 noiembrie și până acum, polițiștii au întocmit aproximativ 30 de dosare penale celor care au folosit sau comercializat articole pirotehnice. Acțiunile însă vor continua.